cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. O altă zi, o altă cafea de dimineață la Mesagerul din Neamț și pe Știri din Neamț. Continuăm seria emisiunilor în care încercăm să deslușim lucruri apropo de ce se întâmplă în județul Neamț, pe care eu l-am numit zilele trecute ca o mică zonă din când în când crepusculară. Pentru că în această zonă numită județul Neamț e ca într-un banc vechi cu se ceartă doi evrei și se duc la rabin. Și rabinul, după ce l-ascultă pe unul, îi spune: domne, ai dreptate. Vine și celălalt: nu, domne, dar uite așa, așa, așa. Mă, și tu ai dreptate. Și ceilalți doi spun: bun, dar dacă eu am dreptate și el are dreptate, care e dreptatea? Păi zice: băi, tu ai dreptate și el are dreptate, dar și eu am dreptate să spun că niciunul din voi doi n-aveți dreptate. Cam așa se întâmplă și în Neamț. Vine un partid și critică alt partid, vine o persoană, critică altă persoană, aparent, când stai de vorbă cu ei, toată lumea are dreptate. Recent, într-o emisiune, președintele PNL Neamț, domnul George Lazăr, spunea, nu știu dacă acuza, spunea că în privința unor lucruri ce țin de infrastructură există un dezinteres de la Consiliul Județean Neamț. Așa că am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe președintele Consiliului, Iona Saftei, care a spus: domne, nu vă dau pe telefon, vin în emisiune și discutăm. Și despre asta, și despre apa SERV, și despre azile, și despre alte subiecte la ordinea zilei, inclusiv, să mă scuzați, despre povestea cu hemoroizi. Am apreciat deschiderea, l-am invitat, este în emisiune. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, domnul Bărănescu, bună dimineața tuturor celor care ne văd și ne ascultă. Salut cetățenii cu drag, salut ca întotdeauna cetățenii județului Neamț. Acum, haideți să începem, abrupt că timpul e scump și... Mă rog. Să începem cu chestia asta, cu infrastructura, că a făcut un vâlvă emisiunea atunci. Ei, Consiliul Județean Neamț este dezinteresat de drumul expres Piatra Neamț, Roma, Bacău Piatra Neamț? Sau Piatra Neamț Bacău? Domnul Bănescu, politic vorbim, toată lumea interesată să dea un răspuns sau să facă valori pe tema asta. Pe mine mă interesează concret. Eu vă propun ceva. Haideți să începem cu o temă mai veselă, așa. Ce putem începutul de un minut, două? Care e tema veselă? Vacanțele muzicale, domnul Bănescu. Bun, aia a fost o temă nu veselă, a fost o temă chiar interesantă. Interesantă. De ce cu succes la public, muzicale? Cu o finanțare, eu spun eu, generoasă de la Consiliul Județean. Sigur că da, sigur că da. Cred că vreo 600 de mii de lei. Da, 7 milioane. 700 de mii de lei, adică 7 milioane de lei vechi. Dar vedem să zic ceva de excepție pentru ce înseamnă Corect, județul Neamț. Corect, am spus-o toți. Voi fi întotdeauna alături de ce înseamnă muzica bună, muzica de calitate. Și ieri a salut aici în emisiune pe doamna Carmen Năstase și vreau să vă precizez nu ieri, mai acum câteva zile. Sau acum câteva zile, da. Și vreau să vă precizez un lucru foarte important. Că ați abordat o temă serioasă, de aminte, așa cum ne-ați abordat teme serioase, nu doar în emisiunea asta, și anume că prezența liderului politic de o natură sau alta pe scenă la deschiderea unui festival, la deschiderea unei anumite festivități. Liderului politic, rețineți? Da, da. Liderul nu liderului politic. Administrativ? Nu, nu, a liderului politic. Așa. Liderul politic. Corect. Aici poate sunt lucruri care, mă rog, implică o nuanță sau alta de discuția. Dar în ce privește liderul administrativ, cum mi-ar fi stat mie, de exemplu, să nu mă duc să salut mii de oameni sau miile de oameni care erau prezenți în piață. Ați precizat foarte bine, liderul politic. Da, la nivel de, și de aia vorbesc de liderul administrativ, la nivel de 2 minute, nu mai mult. Atât de mult mi-am concentrat discursul și n-am făcut decât apel la ceea ce înseamnă spațiu ca atare, cum să spun, îndumnezeit așa de Sfântul Ștefan cel Mare, de Ștefan cel Mare și Sfânt, prin ceea ce înseamnă Biserica Domnească și prin turnul lui Ștefan cel Mare. Un spațiu magnific, de-aia spus, îndumnezeit. Și vedeți dumneavoastră, n-am urat decât audiție plăcută și fericire sufletească. Și am coborât de acolo, că n-aveam ce căuta, cum să vă spun, printre muzicieni,
și să mă interpun eu între spectatori și muzica de calitate. Eu am apreciat următorul lucru. La Târgu Neamț a fost tot așa o manifestare, tot așa de excepție, în care a fost exact aceeași situație. Am apreciat această schimbare de abordare, să nu mă mai duc eu lider politic. Rețineți, am spus lider politic. Da, sigur că da, nu fac... Să mă duc pe scenă și să mă afișez. De ce? Pentru niște voturi iluzorii. S-ar putea să stric ceva afișându-mă acolo, cu asta venind cu sigla de partid în spate. Finanțatorul, care este reprezentat de, în cazul nostru, Iona Safte, vine, salută, după aceea spune, distrați-vă, simțiți-vă bine și cu asta basta. Vedeți, dumneavoastră, și-a subliniat foarte bine. Domnule, vorbim de liderul politic, dar sunt situații și situații. Uitați, de exemplu, am avut acele festivaluri la Târgu Neamț. Sigur că domnul Harpa, domnul Daniel Harpa, este președinte de Partidul Social Democrat. De aceea cred că și-a deci evitat. Liderul politic. Da, cred că a evitat tocmai din cauza asta. A evitat, la ultimul, dar încă ceva. Putea să apară, pentru că să ne mă iertați, este primarul orașului. Deci lider administrativ. Atunci ai grijă la discurs. Exact. Aici trebuie nuanțat, pentru că oamenii sunt sătui și de politică și de felul în care, mă rog... Nu te duci pe scenă și spui, sunt președintele PSD Neamț. Sunt primarul orașului... Indiscutabil. Aici este nuanța. Și atunci, sigur că se schimbă și discursul și percepția publică vis-a-vis de ce înseamnă prezența unui lider administrativ pe o scenă în care se fac niște eforturi. Deci... Apropo de doamna Carmen Asaz, la Carmen Seculare, sunt niște eforturi în spate, efect, sunt niște eforturi concrete. Nu e foarte ușor să organizezi. Și nu este ușor deloc. Cum nu este ușor, sigur, sau la Târgu Neamț, că acele spectacole, deci acele festivaluri. Deci, asta, apropo de treaba asta și cu asta închei, noi nu nuanțăm pe varianta politică. O să avem ziua muntelui la Comuna Ceahlău. Păi cum să nu te duci? Primarul e liberal fără de acolo. Discuții, cum să nu te duci discuții. Să sărbătorești sfințenia Muntelui Ceahlău și bucuria celor oameni din comuna respectivă? Lasă o parte. Primarul e liberal, fii sănătos. Doamne ajută! L-am respectat, îi strâng mâna de fiecare dată. Când a fost pe la Consiliul Județean, întotdeauna am fost de acord cu ceea ce a solicitat, în sensul și de acord, dar să vedem și cum rezolvăm problemele astea, pentru că Asafte, dacă este pe Consiliul Județean, nu are un sac cu bani în spate și împart la fiecare. Sunt niște principii, sunt niște norme, în sfârșit, proceduri legale peste care nu putem trece. Asta ar fi, și am încheiat cu o asemenea, zice, problemă, dar, repet, am vrut să încep cu subiectul mai vesel, pentru că vacanțele muzicale le vom face, dau o veste nemțelor, le vom face și anul viitor. Ar fi culmea să vă opriți cu un an înainte de 50 de... Ați observat că atunci când erau aproape 10.000 de oameni în piață, însă acolo, pe platoul domnesc, eu n-am băut, eu am văzut de departe ce am văzut, nu m-am dus, n-am apărut, că ziceam, domnule, mă duc, am nevoie de vot, sub nicio formă. Aș fi deranjat, efectiv, să nu sunt încheierea festivalului, nu. Trebuie să avem grijă să nu anunțăm. Asta trebuie să ai bunul simț să înțelegi când este și când nu este. Și am apreciat această atitudine încă înainte de a discuta. Noi chiar am spus și înainte de a discuta cu Carmen Astas lucrul acesta. Asta ar fi normalitatea. Să sperăm că la an electoral nu vom avea derapaje din punctul ăsta de vedere. Ar trebui să fim la fel de cuminți. Da. Lumea apreciază lucrurile concrete. Uitați, vreau să vorbesc acum de drumul expres. Vreau să vă spun că noi ne-am prezentat, sigur, la niște ședințe de progres la CNAIR, la Ministerul Transporturilor. Deja s-a discutat zilele trecute de ceea ce ar însemna o primă parte a studiului de fezabilitate care va fi prezentat de către proiectant în luna august, asigur în octombrie, să prezinte studiul de fezabilitate în totalitatea lui. Și apoi vom vedea cum pornim și cum ne hamăm la drum pe un asemenea drum de o importanță vitală pentru relația Bacău-Piatra Neamț, vorbesc de relația rutieră. Pentru că ce se întâmplă, un asemenea drum ne ajută la dezvoltarea tot ce avem noi aici. Scoate din izolare piatra, că exact, dacă Roma nu este legat, Târgul Neamț va fi legat. În a 7-a, 8-a, da. Așa? Ei,
acest drum expres vine tocmai în întâmpinarea a ceea ce înseamnă eliminarea acestui... Haideți să mai repetăm o dată. Ce se întâmplă acum? A fost cineva la București și a discutat. Sigur. Și jaloanele care sunt? Deci octombrie? August, o primă parte a studiului de fezabilitate, într-o formă primară, și în octombrie studiul în plinătatea lui. Care după aceea va fi prezentat? Prezentat, îl va aborda sigur la nivel de structură ministerială, la CNAIR. Da, pentru că până la urmă finanțarea se face prin CNAIR. Tot proiectul. Sigur. Bun. Ne-am lămurit cu asta. Haideți să mergem cu alte subiecte care sunt arzătoare și la ordinea zilei. Ați zis că haideți să discutăm ceva mai vesel, haideți să discutăm ceva medical. Cum se stă cu partea de tratament la hemoroizi în Consiliul Județean? Că tot a fost discuția aceea la nivel național cu sporul de... Cineva a găsit chestia asta... Sporul nu se referă la hemoroizi. Da, bine, a subliniat exact ce am vrut să spun. Domnul Bălănescu, când vrei să scoți voturi, nu știu din ce considerate. Bun, dar asta a scos o presa cu hemoroizi. Nu. Din București. Până să o scoată presa, a scos o presa, mai zis-o și un coleg de-al nostru, că așa s-a părut bine, că, mă rog, pică. Marea problemă e că presa... aproape în totalitate ea a căzut în această capcană, aruncată mediatic, aș zice, într-un mod rușinos pentru Consiliul Județean Neamț, pentru că a făcut-o un coleg de-al nostru, care nu înseamnă să ascundă adevărul. Înseamnă că, înainte de a se prezenta și a prezenta anumite lucruri la nivel de presă, la nivel de media, să studieze legea, să vadă ce înseamnă asta, să vadă ce înseamnă atribuțiile noastre și mai mult decât atât, să vadă că noi nu ne putem opune Consiliul Județean unor hotărâri guvernamentale. Hotărâri ale guvernului. Și aici vorbim de hotărârea 250 din 1992, de pe vremea domnului Storojan, și hotărârea de guvern 153 din 2018, când era la conducerea guvernului, era prim-ministru doamna Dăncilă. Aceste două hotărâri de guvern. Fie pomenită întotdeauna cu plăcere guvernarea. Memoria guvernării. Deci, aceste două hotărâri au fost puse în aplicare la cererea expresă a celor din centrele respective pentru adulți, e vorba de oameni în suferință, și pe baza ceea ce a însemnat o expertiză a Direcției de Sănătate Publică de la Suceava, inclusiv Inspectoratul Teritorial de Muncă din Neamț. Cum să nu pui în mișcare așa ceva? Mai ales că la celelalte centre, la, mai ce-am notat, sunt șase, la Războieni, la Rolman și la, deci, Războieni, Rolman. Dar e foarte mare importanță. Alte centre la care aceste drepturi erau acordate printr-o altă hotărâre. Nu, e foarte important. Și la Păsăreveni, foarte, de ce vă spun asta? O să vedeți cum, de ce le-ți puțin lucru. Deci, acelalte, odată, s-a dat în 2019 la Păsăreveni și la Rolman, s-a aprobat în unanimitate. Deci aceeași chestiuni. Iar în 2022, unde era și domnul consilier care a făcut atâta vâlvă, și mă și mir că trebuie să te întreb când ești duplicitar, când ești... Am înțeles. A votat și dumnealui în unanimitate. Pentru centrul de la Războieni. Deci iată ipocrizia care apare așa în modul în care noi abordăm presa. Și mai e o problemă, domnul Bălănescu. Eu, ca om al administrației și ca, știu, șef al Consiliului Județean, ca președinte, eu nu pot să creez discrepanță între trei centre care au avut așa ceva și celelalte trei centre ca similitudine în tot ce înseamnă. Știți ce nu înțeleg eu? Acum stăteam și mă gândeam. Dom'le, când s-a făcut la Războieni prima, și așa,
Nu s-a ridicat nimeni să spună, dom'le, nu sunt singurele centre. Mai avem încă patru. De ce trebuie să facem pe bucăți? Ce s-a întâmplat? A fost și deci cerere de acordare așa ceva a venit... De la centre. De la centre, în timp. Îmi pare rău, dar de GHSPC-ul, mama lor de centre, mama centrelor lor. Da. Am greșit eu, m-am exprimat greșit. Mama centrelor lor, așa, nu are o minte limpede când vine cu o cerere la Consiliul Județean, că trebuie să centru face la DGHSPC, DGHSPC-ul face... Adică să spună, băi, hai să nu vă pune o bețe în roate, hai să facem o singură hotărâre. E un schimb de adrese care zic, s-a încadrat în, aș zice, partea legalității noastre. Mă înțelegeți ce spun eu? Și ai informări corecte. Da, am înțeles foarte bine. Ei, da, s-a ajuns în situația care s-a ajuns. Că încep să-i dau dreptate domnului Ciolacu. Știți ce a zis domnul Ciolacu zilele trecute? Președinții de consilii județene să pună ochii pe DGHSPC-uri și să vadă ce se întâmplă acolo, că vin miliarde, se cheltuiesc și noi tot avem probleme. Este foarte adevărat. Și... ceea ce cred că ar trebui să întâmple și în alt. Și... nu că ar face eu vreo sugestie. Nu e vorba de asta, dar aș vrea să vă spun, asta înseamnă să trec la partea înaltă cu azilele, cu centrele de altă natură și o să trecem și acolo, că domnul Ciolacu este un prim-ministru deosebit de inteligent și n-a căzut în capcana asta a ceea ce s-a însemnat azilele de la Neamț. Aici la Neamț e marea problemă. Deci am să vă spun și de ce sublinez acest lucru. Deci una este, dacă vreți, din punctul meu de vedere, crima de la București, nenorocirea din voluntari de acolo. Și alta este să extrapolez în zona Neamțului doar pentru o metodă mediatică, prin care se ajunge la nivel de comunicat al unui partid, vorbind de centrul groazei de la Neamț, de la Pângărață, până nu știu unde. Deci nu, noi nu avem niciun centru al groazei, dar o să ne venim pe tema asta. Deci, haideți să ne reîntoarcem puțin de domnul Bălănescu ca să terminăm cu acest subiect. Interesant este că media, eu am dat și interviuri pe televiziuni, TVR, în sfârșit, Prima TV, Canal D, nu mai știu care a mai fost pe acolo, n-au luat nimic din partea serioasă pe care am spus-o eu. Ba, cineva de unul de televiziune a spus că, și președintele Consiliului Județean Neamț a spus că spor de hemoroid dă și la alte județe. N-am spus niciodată așa ceva. Sub nicio formă. Eu am vorbit doar de zile suplimentare de concediu. Dar știți care este drama? Am aici în jur de 40 și ceva de boli care pot fi practic contactate de oameni care lucrează în aceste centre, de la Tesa până la șoferi. Toți pun mâna pe bolnavi, întorc, fac, în sfârșit. Se duc la mare cu ei, băi, nu intrăm în detalii, pentru că detaliile deja sunt absolut nefericite. Sordide. Deci nimeni nu s-a legat de celelalte 40 și ceva de boli care pot fi contactate și s-a legat de această chestiune, e drept trecut în expertiză, dar probabil că cea care a făcut expertiza de la Direcția de Sănătate Publică Suceava știa ce spune. Eu nu sunt medic ca să îmi dau cu părerea în sensul ăsta. Dar repet, deci nu s-a luat în serios ceea ce înseamnă cerșafura, dacă vreți dumneavoastră, de boli. Și atunci s-a luat în serios. Întrebarea este de ce nu s-a luat în serios. Și s-a ironizat pe o temă în care, iertați-mă, bă, ironia așa de rolul ei. Ironia înseamnă că o să și semn de inteligență, dar o bătaie de joc înseamnă cu totul altceva. De exemplu, noi nu am scris despre subiectul ăsta așa, cu hemoroizi și cu alte lucruri. Dar pentru mine, ca om care lucrez în media de mult timp și mai știu niște lucruri din județul Neamț, întrebarea este de ce nu s-a făcut un singur proiect în 2000, când a fost prima dată? De ce? Pentru că lucrăm haiducește.
că dacă atunci se votau toate, nu aveam problemă acum. Sigur că da. Nu aveam nicio problemă acum. Media, o parte a ei, mai ales cea națională când scrie despre subiecte locale, caută partea care să atragă un anumit public. Sunt total de acord. Cuvântul hemoroiz alături de o hotărâre pentru niște avantaje acordate unor bugetari, rețineți, nu am înțeles foarte bine, știu bine. Atrage de ce? Pentru că există o discrepanță foarte mare între avantajele pe care le are un bugetar pe lângă salariu și ce se întâmplă cu un angajat în mediul privat. Și știți lucrul ăsta. Oricum, de aceea a atras. Eu știu că este deranjant pentru instituție, dar lucrurile poate trebuiau și un pic explicate la prima ieșire. Dom'le, că facem așa. Dom'le, facem așa pentru că 1, 2, 3. Nici nu mai trebuia să dați alte răspunsuri. Domnul Bălănescu, pentru mine deranjant este lipsa adevărului, domnule. Și am spus-o de atâtea ori. Oameni buni, concentrați-vă pe adevăr. Nu luați o parte de adevăr. Deci, repet, din cele 46-47 de boli de acolo precizate, menționate. A fost ales doar hemoroid. A fost ales. Eu ce să spun? Numărul cu presa, că nu mă bătrân degeaba. Așa. Numărul cu presa. Dar pledez pentru nuanța, calitatea de adevăr atunci când servim o informație populației. Despre asta este vorba. Iar îi recomand și le recomand celor care vor mai intra pe o asemenea, nu mă refer din presă, așa la noi, la Consiliul Județean. Dom'le, înainte de a vorbi, studiază legea și dacă vrei să vezi într-adevăr care este suferința și a salariaților, de la Tesla până la șofer și a oamenilor care sunt implicați direct acolo, tu te duci și stai 2-3 zile într-un centru ăsta și tu mai discută. Admiterii pare foarte rău. Probabil că sporul ăsta de hemoroism e doar în cap la unul sau unul. Da, mă rog. Haideți, ați amintit de azile. Da? Una din acuzațiile care s-a făcut în spațiu public nu s-a referit în mod direct la dumneavoastră, s-a referit la atitudinea șefului de centru de la Pângărați, care în timpul controlului ar fi spus că, vedeți, Dan, știți cine sunt eu, că eu sunt și finul vicepreședintelui Consiliului Județean. Eu nu știu dacă s-a... Eu vă spun ce eu s-a... Fel, eu vă spun că sub declarație proprie în emisiune, cineva a spus, da, domnule, că a spus asta. Eu am zis, nu știu dacă s-a întâmplat. Nici eu nu cunosc. Dar dacă lucrul acesta s-a întâmplat și s-a uzat de chestia asta, e foarte grav. Este o problemă. E foarte pentru grav. Că dumneavoastră ați spus, eu n-am intervenit nici pentru angajarea lui, nici pentru altceva. Niciodată. Dar dacă este așa, este grav. Denotă o anumită atitudine. Deci, în primul rând, că știți acum să o luăm așa, da. Finul trebuie să schimbe atitudinea dacă a spus așa ceva. Asta zic și eu. În al doilea rând, nu există moment, nu există vreo dată, vreo clipă, în care o să-i fie intervenit în favoarea lui. Deci nu s-a întâmplat așa ceva. Vedeți dumneavoastră, de-aia eu am dat și o replică și n-a prea luat toată presa. Mă rog, și chiar mă mir că vreo trei publicații naționale nu a preluat dreptul la replică și ceea ce mă miră cel mai mult e că un profesionist pe care respect foarte mult, vorbesc de domnul Iosif Buglă, la știri pe surse, nu a dat replica mea la ceea ce a spus comunicatul PNL-ului. Dar în sfârșit, asta e problema care o reglăm noi. Am pus o întrebare de bun simț spre final. Chiar nimeni nu se întreabă, chiar niciunul așa nu gândește în felul în care dacă eu, Nașu, sunt președintele Consiliului Județean, da? De ce firul nu a primit până acum o autorizare de funcționare? Eu nu știam de chelare să nu are autorizare. N-am fost niciodată în centrul ăla. Și nu mă disculp. Ci pur și n-am fost. Așa. Deci, domnule, n-am intervenit vreodată. Domnul Ferestrău, directorul de la DSP. La DSP, deci la Direcția Sănătate Publică, poate confirma, cred un om de bună credință, nu, doamnă, că niciodată n-am dat vreun telefon. Domnule, dați-i filului, vedeți? A spus. Nu fac așa ceva.
Dar a mă legat pe mine. După aia introduce în ghiveciul ăsta și PSD-ul. După aia mai introduce și nu știu ce. Dacă cumva... Știe PSD-ul pe cine susține. Deci dacă cumva în timpul controlului, eu spun, el a făcut acea declarație, e logic să lege. Dacă el a făcut acea declarație, știți cine sunt eu. Eu mă îndoiesc, nu știu, până nu vom avea o declarație a cuiva. Deocamdată a spus cineva că zice, domnule, asta s-a întâmplat. Dacă a făcut declarație, atunci e logic să întrebe. Dar eu în locul dumneavoastră aș face așa, sunt președintele CJ Neamț, aș pune mâna pe un telefon și aș întreba la DGA SPC. Dom'le, nu ar fi cazul să lămuriți voi, DGA SPC-ul, cum a ajuns domnul respectiv acolo? Fără probleme, sigur. Ar trebui să o lămuriți, sigur, să nu vină pe mine sigur, chestia asta. A ajuns legal? A sunat cineva să fie angajat? Dacă da, spuneți, domne, cine? Nu, dar asta se poate discuta. Am și cerut-o de anumite și acum se iasă cu poziție publică adică să o spună. Lucrurile astea trebuie lămurite odată dar și odată. A trece în comunicatul de presă, corect, aspecte imperative legate de, adică la un nivel de informație imperativă și nu mai zic de acuzații. Corect, asta... Că umplu buzunarele, cunoște ce, păi să nu o sumple ei buzunarele, că o să moară săraci. Așa. Deci, apropo de... Cum poți să spui așa ceva? Deci eu pledez pentru adevăr, pledez pentru moralitate în ceea ce înseamnă lupta politică. Are și limitele ei. Dar în momentul în care te introduci pe o temă atât de gingașă, în care lovești cu nonșalanță în orice crezi tu și îți vine, trece ție în cap că s-ar putea întâmpla sau s-a întâmplat, fără să ai argumente, este foarte grav. Știți, e o temă foarte interesantă, o zis zilele trecute de la cineva. Și domnule, ca să dai acum și să jignești pe oricine, important este să nu ai avere, să nu ai nimic, nu este nicio problemă. Păi da, divorțezi, îți trece averea pe numele altă. Așa, și după aia tu acumulezi datorii de miliarde, nu este nicio problemă, poți să spui orice, nu are bineînțeles ce să-ți ia. E foarte interesantă tehnica asta. Eu aș propune altceva. Eu aș propune că în momentul în care, domnule, nu-i găsești respectarea, te acuză și pierde un proces în instanță, din punctul ăsta de vedere, și e condamnat așa la de vreo 100 de milioane, 200 de milioane, așa, vreo de 100 de milioane, că, sfârșit, nu mai zic că, da, așa e în viață. Deci, și pierzi, să ne fie cu iertare. Dom'le, dacă nu ai, treci la lucru în folosul comunității. Și nu mai desfășori activitatea pe care ai pierdut. Exact, odată. Și mai e o problemă. Nu treci la lucru în folosul colectivității, mai sunt și pedepse privative de libertate. Și o să vedeți asta cum începe să apară adevărul și adevărul în presa noastră. Așa scrie. Păi, de exemplu, au dat comunicatul PNL-ului, nici nu știu cum îi spune la cel, mă rog, nici nu știu cum să-l numesc. Mă rog. Iar online, în sfârșit. Domnul Bălănescu, nu are mail, domnule, nu are mail. Și ăștia n-au mail, m-ați înțeles? Păi ce să ceară scriu, domnule? Haideți să ne identificăm. Aici este o mare problemă, domnule. Ai fost dovedit... Arunci în spațiu public o mizerie și dovedit, pe aia nu mai... Ai fost dovedit că ai mințit, trebuie să răspunzi. Exact. Cum? Păi avem o problemă. Sunt zeci de publicații, dacă te duci, nu răspunde nimeni. Toată lumea este... Noi n-am făcut noi. Cine știe cine? Cum? Lucrurile astea trebuie puse la punct. Da, e o altă temă. Iar titlul ăsta de acolo, domnule, azilul groazei, s-a spus. Păi în azilul groazei am înțeles cu vreo 3 luni înainte, și care a fost domnul director Ferestrău, care este de la PNL, a vizitat, a controlat, a lăsat niște... termene. Niște teme acolo, mă rog, îndrumări, știu, ceva ce să facă... Finu, apropo de centrul ăsta Pângărați. Păi dacă ai fost acolo, dacă el a fost al groazei, de ce nu ai închis imediat? De ce nu ai suspendat activitatea mea? Acum n-a spus-o DSP-ul că e azilul groazei. Nu, n-a spus-o, mai au spus-o ceilalți. Și-au și trimis, că aici e o problemă. Se trimis spre cancelarea primului ministru anumite teme de genul ăsta. Ia, domnule, ce se întâmplă acolo? Noroc, repet, că avem un prim-ministru inteligent, un cadenul capcane în astea, în mocilul ăsta de media, în care, de acolo sunt doamne, care decenează informația corectă, de falsuri, de fake news-uri de astea. Dar, vedeți, dumneavoastră, și cu asta închei,
cred că s-a umblat undeva și un anumit, s-a folosit un anumit dublu standard. Am auzit din presă că ar mai fi pe aici un centru din ăsta care nu avea absolut nimic. Eu nu pledez pentru celălalt. Eu pledez pentru faptul tratament că organele, exact, și organele dreptuite să-și facă datoria până la capăt și cine nu merită să nu-i se da, practic, autorizare, cine merită să o aibă. Da. Bun. Îmi pare rău, dar sunteți cu teme multe. Haideți să discutăm un pic despre APASERV. APASERV recent a cerut mărirea prețului la apă cu 20% și cu 16% la canalizare. În condițiile în care au recunoscut chiar ei, au mari probleme, enorm de mari probleme, pe partea de contorizare, pe partea de încasare, pe partea de rețele, cu pierderi și cu altceva. Este o situație explozivă. Este un nou manager care, din ce am văzut eu pe noua lege a guvernanței corporatiste sau ceva. Da, corporatiste. Așa. Teoretic, e o problemă dacă mai poate sau nu mai poate rămâne după ce se termină interimatul. Azi vom vedea după vreo 4 luni de zile încolo. Și, da, practic, ce să se examinează în Mesagerul, e corect. Da. E corect. Deci vom vedea deci în ce vreau, mod vom vreau să vă întreb, la modul foarte serios, ce se întâmplă acolo. Pentru că, din punctul meu de vedere, acolo, în timp, au fost probleme foarte mari, pierderea proiectului acela pe Puim, că după aia va fi luat pe altceva, este, din punctul meu de vedere, inadmisibilă. Cineva trebuie de acolo să răspundă. Sigur că da. Nu poți să blochezi un județ cu 300 de milioane de euro în primă fază, plus toate pierderile care se mai adaugă, fără să dai socoteală. 311 milioane de euro. Da. Da. E o situație foarte gravă. Eu am preluat-o cu așa cum și asta, și știu și cetățenii. Însă vom vedea ce se mai poate. Nu pe cei 311. Cei 311 milioane sunt pierduți. O să vedem ce proiect, ce program am putea implementa, de care să ne ținem din aproape. Care să aibă aceeași structură, că eu trebuie să, nu pot să mă duc pe un program pe care nu mai are aceeași structură, adică rețele, schimbare. Nu, trebuie să venim, exact, să venim pe aceeași structură, pentru că dăm în altceva după aia. Da. Și n-aș vrea să nu prea mult pe tema cu APASERV, că noastră l-ați avut aici în emisiune pe domnul Vlad Angheluță, directorul. Da, a explicat pe larg și zic eu, a explicat la un nivel destul de competent și atribuții și ce are de gând să facă. Dar, vedeți, însă, prețul la apă, pentru că se duce pierderi enorme acolo și nu cad în sarcina nici a Consiliului Județean și nici al PSD-ului. Și, în fapt, demonstrează despre ce este vorba. Așa cum ne acuză cei din opoziție. Care, iertați-mă, am să o spun de fiecare dată, este goana asta după voturi. Fiți domnilor cinstiți și spuneți adevărul. Știți care este adevărul, domnul? Pierderile în APASERV trebuie recuperate. Pierderile în APASERV vin mai ales din ceea ce înseamnă scumpirea energiei, dincolo de pierderile de apă ca atare și astea le știm, le-am mai dezvoltat în emisiunea noastră, din scumpirea energiei. Și mai sunt sigur și alte elemente care acolo trebuie să, a zice, coafate, perfecționate, încât să reducem cheltuielile. Vreau să nimeni din cei care vorbesc despre scumpire, despre toate astea, niciunul nu amintește de un lucru fundamental, domnul Bărănescu. Dom'le, cine scumpește energia la noi? Guvernul. Nu cumva, nu, dar nu cumva sunt niște firme multinaționale? Nu știu. Nu, ca idee. Ați auzit o dată spunându-se ceva în legătură cu... Că acolo, mă rog, avem EON, avem diverse alte, așa, avem apa și nu știu ce pe la francezi, nu știu ce pe la italieni. Deci, trebuie văzut un pic în ce manieră abordăm problema asta. E un lucru foarte serios. Sigur că, înainte de a scumpi, acolo sunt niște organisme de reglementare. Dar, haideți să vedem cum facem să mai punem frână la scumpirile astea ale energiei.
Atunci când vrei să dai o economie peste cap, îi scumpești energia. Și nu doar economia, dai peste cap. Deci, prețul la apă se aprobă de către Aqua Neamț. În această asociere sunt 54 de UAT-uri. Ei aprobă prețul la apă. Are și Consiliul Județean un vot. Deci în cei 54 un vot are și Consiliul Județean. Dar sublinez, nu Consiliul Județean scumpește apa. Nu Partidul Social Democrat scumpește apa, așa cum tot lasă să înțeleagă diversi. Ori nu cunosc legea. Eu zâmbesc. Zâmbesc că vorbim de dumneavoastră și e o stare de bine. De bine. Da. Așa. Deci avem nevoie de votul celor 54 de membri asociați în acest Adi Aqua Neamț. Apoi intervine și Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Pe o asemenea temă foarte importantă mai intervine cineva și care te obligă efectiv să ridici prețul apă. Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a venit în control și a sesizat că nu ai luat măsuri de recuperarea pierderilor, te obligă la o asemenea măsură. Și mai e o problemă. În momentul în care cei 54 poate nu au fost de acord cu creșterea prețului la apă, mă refer asociația asta, cei 54 de UAT-uri, vedeți dumneavoastră, operatorul, apasier, i-a dat în judecată. Da. Și au pierdut de fiecare dată. Care ar fi modalitatea ca să scoatem această societate de pe pierdere? Păi, acum pot să vă întreb și eu ceva? Așa, că zâmbeam. Mă întreb dacă vreun primar dintr-un partid, că e PSD-ul, că e PNL-ul, iasă din regulă dacă șeful partidului lui spune votați pentru creșterea prețului la apă sau votați împotriva. Asta apropo de... Deci nu vreau să dau nume, dar credeți că vreun primar din PSD ar fi votat altfel decât spunea Ionel Arsene? Vorbind acum, prietenește, nu ne aude nimeni. N-ar fi votat, vă spun eu, ca să nu vă pun pe de-a. Mai intervine. Adi Aqua Neamț are o structură de conducere. Nici nu știu cine e acum la Adi Aqua, sincer vă spun, că nu știu. Dar și acea structură de conducere este aleasă într-un anumit fel. Cuvântul principal în alegerea structurii, cine l-are? Adunarea Generală. Adunarea Generală. Da, vedeți dumneavoastră, aveți perfectă dreptate. Dar noi vorbim de o componentă foarte clară care ea există. Ce am înțeles. Se întâmplă până acolo, aveți dreptate. Dar noi de o componentă foarte clară care există. Și această componentă înseamnă acest Adi Aqua Neamț. Care trebuie să aprobe sau nu aprobă. Dacă nu aprobă, ajunge în instanță. Dacă aprobă, se merge înainte. De asta vă spun, adică eu înțeleg, odată avem chestiunea formală, care este asta care a spus-o dumneavoastră, corect, nu Consiliul Județean mărește prețul la apă. Consiliul Județean, și nu vorbesc de instituția condusă dumneavoastră acum, vorbesc de consilieri, Consiliul Județean, da? Ei votează pentru sau împotriva măririi prețului la apă. Acum vor vota pentru că e o majoritate, da? Vor vota pentru. Se duce în Adi Aqua și acolo se votează. Nu putem ignora totuși componenta cealaltă, care nu este cea formală, cea reală. E cea reală. Că dacă, de exemplu, eu sunt primar la Valea Ursului și văd că primăria Târgu Neamț a aprobat creșterea prețului la apă, nici nu trebuie să mă sune pe mine harpa să-mi spună, bă, votați și voi. Bă, dacă a votat
primăria Târgu Neamț, unde e șeful meu de partid, poate să votezi împotrivă? Deci, eu vă spun cum se gânde în viața reală. Mai e și un pera contrariu, haideți să luăm așa. Deci, domnul Bălănescu. Nu, și la PNL e la fel. Dacă mi-a zis șeful meu de partid să nu votez, nu votez. Domnul Bălănescu, dacă mergem doar pe nuanțarea respectivă, nu ajungem la nimic bun. Deci acolo va trebui să se voteze, fie că e PNL, fie că e PSD, fie că e PMP sau mai știu eu ce Dumnezeu. Deci va trebui să se voteze. Domnul Asat, pentru că dacă nu se votează, se ajunge la un, aș zice, un circuit din ăsta, ai în instanță, am câștigat de instanță, se poate. Haideți să vă spun, să vă întreb ceva. Adică ducem compania acum, la faliment. Dumneavoastră acum, suntem doi oameni care mai cunoaștem ceva din istoria acestor companii. Dumneavoastră acum credeți că dacă mărim prețul la apă cu 20% și la canalizare cu 16%, compania Apa Serv, care are pierderi de milioane de lei, își revine? Dați-mi voie să vă spun tot eu. Nu cred că își revine. Nu pot să mă pronunț în mod hotărât vis-a-vis de o asemenea problemă, dar după toate cele întâmplate, sau apropo de procedura asta de care am vorbit până acum, acolo Apa Serv este un director, este un consiliu de administrație și este o adunare generală a acționarilor. Au niște răspundere. Bun. Deci ei trebuie să facă orice este posibil ca să recupereze aceste pierderi, nu neapărat prin creșterea prețului apă, care este fundamental. Dar și prin alte măsuri. Asta vreau să spun. Aș vrea să văd și eu măsurile alea odată cu propunerea de creștere a prețului la apă. Deci directorul care a venit și a fost la dumneavoastră în emisiune are obligația să mai vină o dată să vă prezinte măsurile respective. Adică, domne, nu sunt măsurile Consiliului Județean. Deci, nu pot să cer creșterea prețului la apă fără să spun, băi, pe partea de furturi, că slavă Domnului, a recunoscut și el, avem, facem asta. Pe partea de personal. Eu n-am auzit încă la Apa Serv ca echipa de implementare a proiectelor, care v-a cerut niște bani în plus într-o ședință anterioară, 15.000 de euro. 15.000 de euro? Să spună, domne, propunem ca banii care i-am luat pentru implementarea acestui proiect, ca supliment la salar, îi dăm înapoi. Pentru că proiectul s-a dus dracului, pe apa poimului. Adică, mă înțelegeți ce spun? Sunt de acord. Trebuie să creștem prețul la apă pentru că energie, pentru că aia, dar nu înțeleg să cresc prețul la apă pentru că pierderi, pentru că furt, pentru că salarii mai multe la TESA și mai puține deci, la cei de pe teren. Repet, acolo este un consiliu de administrație, un director, este o adunare generală acționară, AGA. Aș vrea să-i văd trași la răspundere, adică nu trași la răspundere, puși în fața Marii Adunări Naționale, adică Consiliul Județean Neamț, și, domne, hai să facem, domne, o ședință cu caracter extraordinar pe problema apei, nu neapărat pentru un proiect. Să ne lămurim și noi toți, Consiliul Județean, presa rea, ticăloasă, presa bună, cetățenii. Domne, hai să facem, domne, o chestie de genul ăsta. Să vedem. Domnul Angheluță, domne, ce vrei tu să faci în următoarele două luni? Domnul, nu mai știu cine e director tehnic acolo. Domnul Inou și ăsta. Domne, ce ai găsit acolo? Hai să vedem. Curge apa când se sapă să văd conductele sparte. Toate. Bă, ok. Să știm și noi unde stăm. Vedeți, dumneavoastră, e un director nou care a preluat tot răul profund existent acolo. Așa este. E nevoie de un pic de timp pentru toate astea, că nu se poate face peste noapte. Păi, dar dacă el va pleca peste două ori? Nu, o să vine altul. O să lase ce trebuie să lase, ce ar fi trebuit să lase bun. Celălalt nu care discutăm. A fost. Și care, mă rog, m-am spus atunci că va pleca prin ceea ce a hotărât Consiliul Administrației, nu eu. Da, o să mai luăm niște măsuri și pe la Consiliul Județean, că unii cam s-au învățat cu proiectele astea așa duse. Păi asta vreau să vă întreb, că am întrebat și pe domnul Lază. Dom'le, avem un proiect, da?
Pentru proiectul ăla lucrează niște oameni care primesc niște bonusuri la salariu. Doi, dacă proiectul pică și îl retrag, ce fac cu bonusurile alea? Nu vă pot da prea multe amănunte. Spun doar ce v-am spus și înainte. În emisiunea trecută. Cu niște luni de zile, în emisiunea în care v-am spus că la Pasel voi lua măsuri. Se vor lua măsuri și la nivelul ăsta. Veți afla în zilele următoare. Ok. Așteptăm cu drag și cu nerăbdare. Nu pot tolera, eu nu pot tolera asemenea sincope și nu pot tolera pierderea unor proiecte pe ideea că îmi motivez o chestiune sau alta, când o vei datoria să știi, să previi așa ceva. E inadmisibil și depui după termen. Exact, și mai, mult, și mai mult decât atât, să te oprești la un moment dat doar în ceea ce înseamnă, știu, plata studiul de fezabilitate și consultanță. Opa! E ceva putere din Danemarca. Iar eu așa ceva nu accept, domnul Bălănescu. Dar vă spun că vom lua măsuri. Trebuie să încheiem, că știu că aveți o întâlnire. Până să încheiem, e foarte important. Haideți, spuneți-mi două, trei subiecte care cred că sunt la modă și ar trebui să răspundeți la ele. Am un subiect foarte important. Vă rog. Și eu termin rapid de tot. Vezi, nu este documentul ăsta? Documentul ăsta are în conținutul lui o sumă de 5.659.738 de lei. Adică 56 de miliarde, 597 de miliarde. Așa, bun. Vorbim de lei vechi. Bun. Acest document conține nici mai mult, nici mai puțin decât intervenția domnului prefect de la acea vreme. Bănuiesc că George Lazar. Vorbesc de domnul Lazar, care a blocat o hotărâre a Consiliului Județean de repartizare unor sume în cele 83 de unități administrative. E vorba de 6% acela, nu? Da, noi, mă rog, Consiliul Județean a câștigat procesul, Curtea de Apel ne-a dat dreptate, numai că banii ăștia, la sfârșitul exercițiul bugetar, s-au virat bugetului de stat. Pentru totdeauna și se registrează o pierdere de 56 de miliarde de lei pentru tot ce înseamnă OAT-urile din județul Neamț. Mă rog, comune, municipii, orașe. Astea sunt, domnul Bălănescu, pierderile mari. Eu când aud că ăștia cu atâta ipocrizie, indiferent cine e, și vorbește despre economii, despre, domnule, stați să vedeți că ați consumat și vin și dai presnituri de 56 de miliarde care trebuie să ajungă în spațiu real să modernizăm comunele, orașele, municipiile, sigur, e o problemă. Și această problemă trebuie rezolvată și undeva trebuie acționat de o asemenea manieră încât banii ăștia trebuie să-i recuperați de la cine este vinovat. Din câte am informație, se va acționa în acest sens. Se va acționa la ce nivel? Se va acționa. La un nivel de... În primul trebuie să dai în judecată prefectura. De către OAT-ul. Prefectura trebuie dată în judecată și apoi prefectura într-o acțiune în regest să intre în... Să tragă la răspundere pe inițiatorul unui asemenea document de blocare a 56 de miliarde de lei. Deci noi să-mi spuneți așa, ca să ajungă în... Deci OAT-ul le vor da în judecată prefectura și... pentru că s-au pierdut banii ăștia, să recupereze banii. Ok, înțeleg. Acum, eu aș vrea, și e o treabă până la urmă de judecată, ca lucrul ăsta să se facă pe tot ce înseamnă acest gen de lucruri. Eu aștept cu nerăbdare o cerere de trimitere în judecată pentru recuperarea unor sume care s-au pierdut pentru niște procese. Mi-aduc aminte de un domn Dulamă, de un domn... E aceeași poveste. Prefectura a dat o chestie, banii nu s-au mai recuperat. Adică chiar m-aș bucura să avem un șir de asemenea procese, că sunt foarte mulți bani de recuperat. Și la primăria Piatra Neamț sunt bani de recuperat. Eu sper să fie un început. Eu sper să fie o chestie care să ne atragă atenția. Și să atragă, sigur, și alte acțiuni pentru recuperarea unor sume.
Deci avem probleme foarte mari în momentul în care nu avem responsabilitate când suntem în funcții publice. E o problemă foarte delicată. Vedeți, asta, și cu asta închei, domnul Bărănescu, văd că vă uitați la ceas și aveți dreptate. Nu pentru mine mă uit la ceas. Știu, la ora 12 am ședință Consiliul Județean. Da, nu, eu vorbesc de faptul că avem niște minute și trebuie să vedem da. Cum rezolvăm. Aș veni cu o propunere, aș zice eu, care să facă așa într-un fel lumină în relația dintre cetățeni și politic, cei care acces spre funcții, mă refer pe viitor. Eu cred că cei care acces spre ceea ce înseamnă Camera Deputaților, Senat, președintele Consiliului Județean. În orice funcție. În orice funcție de răspundere administrativă și politică. Cred că trebuie să visăm trei aspecte extrem de importante. În primul rând, e o temă veche, dar mereu nouă. Poliția politică. Dom'le, ai făcut poliție politică? Vii cu adeverința de la Consiliul Național pentru Reforma Securității, unde spune da sau nu. Eu am prezentat de câteva ori. Să încercați să-mi spuneți așa, dom'le, dacă vrei să fii un politic, trebuie să respecti niște criterii. Corect, corect. Niște criterii. Luați-le, exact, luați-le efectiv ca niște criterii. A doua chestiune, domnul Bărănescu, și o spun cu răspundere. Domnule, cred că este necesar pentru toți, absolut toți, inclusiv pentru mine, că domnul nu înseamnă că eu nu înseamnă că eu ești. Asta mă gândeam, dacă vă mai gândiți să candidați. E mai puțin spus pentru mine, apropo de candidatură, nu, am și spus că nu am. Merg la nivel de un consilier, așa modest, nu, asta e problema. Deci, cred că o testare psihologică ar face foarte bine. Asta... O testare psihologică a tuturor celor care sunt și acces spre funcții politice și administrative, doamne, e binevenit. Scuzați-mă, poate unii dintre noi, nu știu, vom avea probleme și de genul ăsta. Și e bine că această testare psihologică să existe. Și nu în ultimul rând, domnul Bărănescu, cred că o testare antidrog ar fi foarte binevenită. La toată lumea. La absolut toată lumea. Repet, eu nu sunt în afara propunerii pe care o fac eu. Mă includ și, sigur, o testare antidrog pentru probă prelevare de probă de sânge și cred eu că în felul ăsta am lămurit anumite lucruri, pentru că prin piața publică așa mai auzi fel de vorbe. Mă, domnule, ăla, cred, bun, eu nu mă iau după vorbele din piața publică. Nu, dacă ai idee. Dar de ce să existe așa ceva? Ca principiu. Dar de ce există așa ceva? E bine să venim cu asemenea teste, cu asemenea testare a celor care depet accent spre funcții spre performanță politică. Adică dacă un sportiv îl pun să dea probe periodic, mi se pare normal că pot să fac lucrul ăsta. Astea trebuie perioade făcute, pentru că vezi că am 5 luni așa, încep să se mai pierdă din dozaj. Acum, eu nu știu la ce faceți aluzie, dar ideea este, ca principiu, eu n-am nimic împotrivă, să fie impus setul ăsta de reguli chiar prin lege. Adică dacă prin lege trebuie să dai declarații de avere. Și eu le fac o provocare tuturor liderilor de astăzi, toți cei care au funcții politice, da? Și sunt administrați. Eu sunt dispus, la o zi pe care o stabilim cu toții, în următoarele două săptămâni, să mergem să facem toate testele astea. Să văd cine răspunde la așa ceva. Îi aștept cu drag. Dom'le, haideți să... Așa. Bun, haideți să revenim la problemele Consiliului Județean. Vă rog. Ce lucruri mai trebuie lămurite apropo de apariții în spațiu public în ultima perioadă? Că despre Spitalul Județean vreau să discutăm separat. O emisiune întreagă. Pentru că lucrurile, nu vreau să spun că se mișcă, pentru că aș spune prostie, dar lucrurile au un anumit trend, în sensul în care nu rămâne de izbeliște acest spital. Dar, repet, vom face o emisiune separată. Eu aș vrea să veniți în emisiunea aia cu cei care s-au ocupat de proiecte, cu cei care s-au ocupat de investiții, îl chemăm și pe directorul spitalului.
ca să putem ajunge la o concluzie. Sigur, sigur. Adică numai, să nu mai aruncăm nici noi, nici alții cu lucruri, dacă până le pot lămuri cei care au avut pixul în mână. Domnul Bănănescu, dumneavoastră nu prea aruncați, domnule. Dumneavoastră sunteți în zona foarte serioasă ce, ce înseamnă presa pe care o prestați. Nu știu, eu am scris despre... La ce nivel când spun serioasă, mă refer la predilecția noastră pentru adevăr. La asta mă refer. Nu. Deci nu, deci am scris despre altceva. Proiectul cu fluidele. Și am prezentat niște mai documente. Mai ușor să fac niște reproșuri, dar da. Asta e că, de exemplu, da. Dacă m-am dus undeva și m-am dus ca să trag niște mesaje foarte serioase, apropo de găgăuțe, nu am dus să văd doi cai. Ei, nu știu, asta dumneavoastră trebuia să îmi spuneți. Domnule, am, văd doi cai. Eu, am văzut că în poze nu apăreați cu caii. Deci, mă rog. În poze apăreați cu doamna președintă da, de acolo. Da. Cu, deci, nu cu caii, recunosc. Știți că au 2000 de cursanți ale CEU Eminescu de acolo? Și deci, iar statuia lui Eminescu este pe alea centrală, no. Din fața bisericii creștine. Din găgăuza. Și sunt creștini. Nu, dacă ai idee. Și învață la liceu Eminescu limba română. Foarte mulți de acolo. Pe mine mă interesează o vizită de genul acesta într-un anumit context. Dacă o pui într-un anumit context, domnule, e foarte ok. Ne discutăm, vedem ce e. Dar nu într-un anumit context în care se întâmplă lucruri în Republica Moldova în perioada respectivă. Și nu știu dacă perioada în care s-a ținut vizita a fost cea mai nimerită. Eu nu discut despre faptul că ne ducem, vedem, punem de o colaborare. Eu vorbesc de context. După cum mi se pare un pic oarecum aiurea să mă duc și să mă laud. Iar eu vorbesc de altceva. Apropo de contextul care vreau să să mă duc să mă înfrățesc. Poate, vorbesc da. De Consiliul Județean. Nu. Vorbesc și de Consiliul Local. Da? Să mă duc eu să mă înfrățesc acum cu Chișinău în condițiile în care există un anumit context la Chișinău. Acum iertați-mă, nu pot să spun mai multe, dar poate m-am dus tocmai într-un anumit context acolo. Eu nu dis... De asta am spus că trebuie lămurit. Deci de-aia nu m-am dus doar pentru 2 cani. De... Acum nu știu. Încă o dată v-am spus, după poze nu v-am spus după cai. Da, asta să... e o altă poveste. Da. Pot să prezint poza dacă tot. Nu e o problemă, le-am dat eu. Păi știu că le-ați dat asta. Da, da. Oricum, acolo sunt și multe lucruri de rasă. Oricum, acolo am avut ocazia să stau la aceeași masă, dar pe niște baloți de paie cu țoare, ca să nu sunt baia dreaptă, cu ambasadorul Chinei, ambasadorul Americii, ambasadorul Franței, ambasadorul Germaniei, fostul prim-ministru al Moldovei. Deci ambasadorul Turciei, deci oamenii care au acord și am ajuns acolo. Discutăm într-o emisiune viitoare. Alea pentru că... Ne oprim aici, da, discutăm data viitoare. A emisiunea cu spitalul trebuie obligatoriu făcută. Mai... Da. Așa. Vă mulțumesc pentru participare, vă dorim cele bune, sănătate și numai bine. Doamne ajută, mulțumesc și eu mult de tot și sănătate nemțelor noștri și veselie în familie.